Pământul făgăduinței de Barack Obama. Cred că îl cunoașteți pe acest tip, da, fost președinte american, normal. Autobiografia lui, vedeți, destul de măricică, sunt peste 800 de pagini și, atenție, se referă numai la perioada dinaintea președinției și primul termen, nu de judecată, ci al președinției, adică 2008-2012, nicio problemă, au fost o grămadă de evenimente atunci, le mai țineți minte, sigur, marea criză financiară, poluarea din Golful Mexic, lupta împotriva Al-Qaeda, multe, o să le vedeți justificate de el și cum le-a văzut. Da, probabil, dat fiind că a scris cartea destul de rapid după ce a ieșit din funcția publică, încă simțiți cum încearcă să se justifice și să explice de ce a luat unele decizii, de ce nu a luat altele. Se simte încă încrâncenarea din timpul luptelor politice. Și na, totuși eu însă, mie, mi-a plăcut cel mai mult, mi s-a părut foarte tare partea de început, perioada de până când să devină președinte, pentru că nu cunoșteam foarte multe despre acea perioadă și este foarte, cum zic eu, ciudată, nu știu dacă ciudată, oricum tare, pentru că el a ajuns președinte cam la 6 ani după ce a intrat efectiv în politică. Foarte, foarte rapid. El spune așa, domne, am avut foarte mult noroc, adică se întâmplă tot felul de evenimente, de exemplu ajunge prima dată senator în statul Illinois și pentru a ajunge a ajuns după ce un mare politician de acolo din stat a trebuit să-și dea demisia fiind implicat într-un scandal sexual, iar contracandidata lui în alegerile primare a trebuit să renunțe pentru că avea semnături false în cele 700 de semnături care, 700 sau 900 de semnături care îi trebuiau, erau false și au trebuit să o dau la o parte, în sfârșit s-a dat la o parte și a câștigat. După aceea, când a candidat pentru Senatul Statelor Unite, la fel contracandidatul lui republican, foarte puternic, cu 5 luni înainte de alegeri, s-a retras pentru că a fost implicat într-un scandal tot cu tentă sexuală, divorțase, iar documentele din cadrul procesului de divorț au ajuns în presă și au ieșit tot felul de probleme și după aceea a avut un contracandidat republican foarte, foarte slab venit din alt stat. Ok, foarte mult despre Michelle Obama, foarte, foarte mult, la două, trei pagini o să vedeți că spune Michelle credea chestia asta sau am vorbit cu Michelle și am luat hotărârea asta, foarte, foarte mult, foarte implicată și în memoriile lui. Se încheie volumul cu executarea lui Osama Bin Laden, deci probabil că el a considerat că este momentul lui de maxim. Trece foarte rapid peste momentul în care a luat Nobelul. Știți că a luat Nobelul imediat aproape după ce a câștigat președinția. E foarte tare că spune și el că prima lui reacție a fost pentru ce. Și pentru cei care au fost atenți la acele evenimente, va fi interesant să vadă mecanismele pe care le-a gândit pentru trecerea crizei economice, cum a gândit el, de exemplu, cu mediul să facă o lege privind protecția mediului și să o impună la nivelul internațional. E mult mai agresiv, mai critic, de exemplu, cu China în carte decât în timpul președinției. Relația lui cu liderii mondiali, nu vorbește aici, să nu vă așteptați că vorbește de Băsescu, vorbește mai mult de Medvedev, nu atât de Putin cât mai mult de Medvedev, se pare, în timpul primului său mandat cu el s-a întâlnit, era președinte și Medvedev. Vorbește mai mult de Angela Merkel, de Sarkozy și David Cameron din Marea Britanie. Ce să vă zic? Aveți ce citi și vedeți opinia lui asupra propriei președinții. Dacă vă place, bineînțeles, vă recomand să citiți Povestea mea de Michelle Obama.